pus microfoane și ce mai este pe invitatul nostru. Am pus microfoane, nu am luat microfoane. Suntem în direct, în emisiune, la cafeaua de dimineață. Sper că nu ați urmărit decât ultimele două minute din emisiune, ca să nu dați explicații prin alte zone. Deci, doamna Carmen Elena Năstase, președinta Organizației de Femei PSD Neamț și în timpul programului, din când în când, director la Centrul de Cultură Carmen Seculare. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Da, am prins partea optimistă și am zis că am pierdut ceva. Nu cred că ați pierdut nimic. N-ați pierdut bine. Nimica decât pacea din Ucraina, dar în rest tot da. Este ok. Însă era așa o notă optimistă și chiar îmi doream să fie adevărată. Pe urmă am observat ironia la sfârșit. Doamne, voi vedea, ungeam... Doamne ferește, noi nu putem fi ironici. Da, noi nu putem fi decât aici, da. La cafea. Vă mulțumesc. Aveam nevoie. Doamna Năstase, conduceți Organizația de Femei de cât timp? De trei ani. De trei ani. De ce v-am invitat? Nu pentru că conduceți Organizația de Femei și că sunteți din PSD, ci pentru că v-ați dus la Galați, acolo unde au fost inundații. Și în primul rând vreau să-mi spuneți ce ați văzut acolo. Am văzut. Pentru că, de ce? Mă uit din când în când la știri. Și văd, deci la un post de știri, am văzut aceleași imagini de 4 zile. Deci aceleași imagini. Scoteau noroiul din aceeași cameră de 4 zile. Am înțeles. Și vreau să știu care e realitatea. Vedeți că mi s-a făcut pielea găină, pentru că ajunge acolo, merge așa într-o lume normală, și deodată, cum am făcut noi stânga, sau depinde de unde, și ajungi la un dezastru. Noi am fost la Valea Mărului, satul, comuna este mai mică, sunt doar 300 și ceva de gospodării afectate, dar afectate într-un mod, nu puteți să vă închipuiți ce e acolo, de asta nici nu am pus foarte multe fotografii. Sunt distruse, mâlul ăla te face să crezi că ești într-un coșmar. Case frumoase, case de oameni, de gospodari, pur și simplu distruse, iar oamenii ăia nu mai au absolut nimic. Mâlul deci este până la jumătate. N-a fost apa la 30 de centimetri. Nu. Și îmi spunea primarul, că de asta am rămas, încă o dată vă spun, îmi amintesc că și îmi spunea doamna Carmen, înțelegeți că a venit ca și cum s-a rupt o mare deasupra noastră, n-am știut încotro să o luăm. Și îmi povestea, ca să înțeleg mai bine, că unul din vecini avea o cadă de aia de făcut vin, cred, da. De 500 de litri, care era destul de înaltă, și a zis că aia era plină de mâl când s-a retras apa. Deci gândiți-vă un pic, cam cât, dacă nu mai înalt decât mine. Și de asta... Nu mai au mobilă, nu mai au electrocasnice, încă mai e mobilă stricată pusă pe străzi să vină mașinile să le ia și să le arunce. E îngrozitor ce este acolo. La Pechea sunt aproape 3.000 de familii, la fel, un dezastru. Și chiar ieri am scris colegilor mei care s-au mobilizat într-un mod exemplar. Au făcut tot felul de pachete, de la alimente neperisabile, haine. Deci electrocasnice. Dacă asta m-a rugat, dacă se poate, să aibă cineva, un aragaz, dar funcțional, pentru că despre asta vreau să discut, să nu credem ce nu ne folosește nouă și ce nu mai folosim. Dar un televizor probabil că merge, nu? Da. Un aragaz, o plită dar electrică. Să meargă. Să nu ducem lucrurile pe care trebuia să le ducem la gunoi. Pentru că nu este ok. Nu trebuie. Bun, dar cineva poate totuși le selectează.
Normal așa ar trebui, dar ei acolo erau voluntari, dar și voluntarii ăștia vin pe cheltuiala lor. Poate le selectează de aici. De aici, de la noi, da. Asta am discutat, absolut fiecare organizație își selectează hainele și absolut toate produsele. Dacă nu faci parte din organizație, poți să aduci ceva? Evident. Evident. Să nu, adică să da. Nu cumva să avem probleme că primiți, să spunem, un televizor de la mesagerul de neam. Pentru... Dar puteți să aduceți două. Deci nu, adică să nu cumva să fiți trasă la răspundere. Nu, nu. Că ați făcut mezalianță cu presa. Noi colaborăm cu absolut toți oamenii care vor să facă bine. Sau cel puțin eu personal, pentru că încerc să spun și să fac direcțiile pentru organizație, dar până la urmă eu răspund de faptele mele. Iar pentru mine, că am prieteni, amici și cunoștințe care nu sunt în partid, dar care au venit alături de mine să aduc în anonimat produse, e un lucru extraordinar, pentru că până la urmă există și doza aia de egoism și autocritică și autoanaliză, înseamnă că fac ceva bine, de oamenii au încredere în mine. Au încredere că ce mi se dă, dau mai departe și fac lucrurile să fie bune în condițiile date. Primarul de acolo, de la Valea Mărului, a rugat foarte frumos să înțelegem că ar trebui sortate de aici, nu acolo, pentru că oamenii nu mai au cu ce. Nu mai au cu ce, nu au mașini de spălat, nu au, deci încă se lucrează să aibă apă, să meargă toate lucrurile bine. Și de asta am încercat să duc lucruri cu etichetă și sortate și era foarte fericit. Dar pături, perne, încă o dată haine groase, pentru că nu e cazul să ducem rochii de seară în momentul de față. Sau costume de baie. Sau costume de baie. Eu știu, nu... Lumea să nu înțeleagă, să nu mă înțeleagă greșit. Nu, trebuie lucruri bune, dacă trimitem, trebuie lucruri bune. Nu-ți bagi joc de niște oameni care sunt într-o nenorocire în momentul ăsta. Sunt lucruri care s-au întâmplat, de asta îmi permit să spun. Așa că, dragi oameni buni, unde doriți, pentru că sunt tot felul de puncte de colectare, că vreți la un partid, că e PSD, că e PNL, că e orice partid, că e Crucea Roșie, mergeți și donați. Donați din suflet, dar dacă e o sacoșă cu produse, să fie produse bune. Oamenii ei au nevoie. Sunt oameni care au rămas fără nimic după o viață de muncă și încă o dată nu erau niște cocioabe. Erau case de oameni gospodari, case frumoase, care au rămas distruse. Deci Poiana Mărului, ați spus. Valea Mărului, dar e Pechea, care e, oricum, zona respectivă. Deci, cine dorește, poate să ajute. De data asta, chiar acolo este o nenorocire, să știți, nu e ca atunci când se dădeau știri cu zăpada și se filmau două puncte din țară, unul la Novaci și unul prin zona Brăilei, în care vârtejurile când ningeau un pic. Aici chiar este o nenorocire. Nu, este o nenorocire. Și e echivalentul, acesta s-a întâmplat la un moment dat în anii 70-74 în zona Ardealului, când sate întregi nu se mai vedea decât vârful acoperișului. Erau acoperite cu apă. Vă spun, am văzut, pentru că nu erau televiziuni pe acolo, deci erau primari, deputați, deputate, că era și colega mea, prefect, prefectă, iertați-mă, dar erau, plângeau. Deci când povesteau, plângeau. Pentru că există și dorința de a face, dar ai impresia că nu ai puterea să le faci pe toată dată. Da. Am înțeles. Da. Deci, e nevoie de ajutor. Pe lângă ce face statul român, în care eu am o infinită încredere, mai ales când trebuie să prevină lucrurile astea. Deci eu am o infinită încredere. Acum îmi cer scuze că vă întrerup. Îmi spunea la fel de acolo, nu are nicio treabă. La cantitatea de apă care a venit în momentul ăla, puteai să ai digurile pământului, pentru că ei nu au văzut în viața lor așa ceva. Nu au trăit, erau niște
bunici, ca să spun așa, de 80 și ceva de ani și au zis că ele nu au trăit vreodată așa ceva. Deci s-au rupt cerurile și a picat apa toată odată peste ei. Era greu. Și da, m-am bucurat când am auzit, venise și doamna ministru Simona Bucura pe acolo, au început între ajutoarele să, să fie împărțite la familii, nu doar din rezervele de stat, și cele în bani. Și ajută foarte mult. Și chiar s-au mișcat foarte repede. Cam despre asta e vorba în ajutorul statului. Să aibă și capacitatea. Am infinită încredere în ajutorul statului. Da, dar eu nu sunt ironică. Dar nici eu n-am fost ironic. Și efectiv, da. Statul român și-a dat măsura întotdeauna. Statul român în momentul și acum au reușit să mobilizeze și să ajungă cu ajutoare cât mai repede și în bani și în ajutoare materiale, ceea ce e foarte important. Există mobilizare din partea voluntarilor, există mobilizare din partea Crucii Roșii, jandarmilor, pompierilor, absolut toată lumea a fost și încă este acolo, pentru că încă nu este gata, dar orice ajutor contează. Și dacă nu ai bani, dar îți dorești să ajuți, ei acceptă și ajutorul munca fizică. Da. Munca fizică, sunt oameni care sui în mașină și merg și lucrează ziua, seara, pleacă acasă. Bine, acolo e mai cei care sunt mai apropiați. Da, am înțeles. Deci acesta a fost motivul pentru care v-am chemat astăzi în emisiune. Dar dacă toți sunteți pe acest scaun și tot am început emisiunea vorbind despre faptul că s-a încheiat războiul din Ucraina și că alegerile din România au încheiat războiul din Ucraina, mergem un pic spre organizația pe care o conduceți. Cum se simte organizația de femei înaintea campaniilor? Deci a început precampania. De ieri am văzut primele afișe prin județ de la partidele mari, în ordinea partidelor PSD-PNL, da, puse, eu mă gândeam la ordinea prezidențială a partidelor. Așa, am văzut PNR. Cum se simte organizația de femei de la Neamț înainte de alegeri? Sunteți mobilizate? Ați strâns semnături? N-ați strâns? Fiecare membru a strâns semnături. Deja sunt trimise la București. Simt nevoia să mai beau o cafea. Sunt validate. Sau măcar avem, niște apă. Suntem pe, printre primele locuri din țară la număr de semnături. Așa că organizația, că e de femei, că e de bărbați. Eu am zis mereu că dacă tot se face organizație de femei, bine ar fi să fie și de bărbați. Nu, dar nu e să enorm. Facem o evaluare. Și tineret și seniori. Sunteți bine. În afara vremurilor PSD-ul și partidele românești în general. Aveți organizație de femei, aveți organizație de bărbați, nu aveți organizație de nedefiniți. Pentru că încă nu și-au arătat... Haideți, doamna Anastase, în partid sunt atâția nedefiniți că ar trebui să aibă organizația lor. Că nu sunt încă asumați. Încă nu sunt asumați. Și nu vorbesc de... Vorbesc în general. Cred că pe partea asta încă e un subiect delicat în România. Nu, eu mă refeream la modul figurat la nedefinit. La modul de figurat mă refeream la nedefinit. Tot figurat vorbeam și eu, dar fiecare înțelege ce dorește. Suntem bine cu semnăturile. Doamnele sau o parte din doamne s-au mobilizat. Cea mai mare parte au mers spre zona asta umanitară în acest moment, dar și-au făcut datoria și față de organizație, față de următoarele alegeri și e perioada cea mai simplă în momentul de față de strângere. Da, haideți, cum să fie perioada cea mai simplă? E perioada cea mai complicată. Să strângi semnături e cel mai simplu. Da. Să fii pe o listă ca să beneficiezi de semnături este mai complicat. În Neamț este complicat sau nu? Este, da, complicat. Este emoționant, ca să spun așa, pentru că încă nu avem o listă. Avem niște nume, avem niște dorințe,
și a, și a mea. O și dorință. Dumneavoastră sunteți a colegilor pe lista celor cu dorințe. Da, da. Dar știți cum e? Aici, știți, e o greșeală mare. Mă scuzați. Da. E o greșeală mare. Trebuiau să pună alegerile de Moș Neculai sau de Moș Crăciun? Era prea târziu. Dacă era în... dacă era dar în se poate da un decret să aducem pe Moș Gerilă. Îl aducem pe Moș Gerilă de alegeri. Putem să, acum lăsăm guma deoparte, lăsăm. Nu putem să ne jucăm cu destinul unei țări. Știu că e un cuvânt, adică e o frază așa mai deosebită, dar e un an foarte greu care apasă și pe umerii oamenilor și cred că trebuie încheiat cu bine până la urmă. Să ne dăm mâna, să devenim prieteni pe urmă și să ne apucăm de treabă pentru că Mi-e frică că pe 2 decembrie se va cânta Hora Unirii din nou în Piața Victoriei. De ce ar fi ceva rău? Hora Unirii Politice, nu? Dar tot despre ea, de ce eu mereu am mers spre colaborare. Atunci, ca să fim stabilitate, eu vreau așa, să danseze în horă domnul Ciolacu de mână cu domnul Iohannis. Domnul Ciucă de mână cu doamna Șoșoacă, doamna Șoșoacă de mână cu domnul Simion și toți să fie cumva sub acompaniamentul, era să spun un nume acum și mi-era frică, deci un nume, dar nici nu mai știu dacă mai acompaniază sau nu domnul Coldea. Deci, să facem Hora Unirii, iar ea să coboare și în teritoriu. Să-și dea mâna harpa cu Lazar, țapul cu Arsene, nu știu, cred că se întoarce și dânsul. Așa, adică, acum ne certăm de la pusul pe liste a domnului, ne certăm, unii dintre noi cu țâfnă așa, ce, nu mă mai joc. Îmi iau jucărelele și plec. Era până la urmă. Și după aia cum ne jucăm la grămada de nisip împreună? Da. Sau deci, facem ceva în nisip? Eram mici, oare nu ne mai certeam o săptămână cu prietenul de bloc? Acum sunt de acord cu dumneavoastră. Suntem mici, putem să ne certăm și să ne împăcăm. Dar și acum, până la urmă, în orice familie există disensiuni. Uneori divorțez și fiecare își vede treaba lui, dar... De multe și de multe ori se împacă și încearcă să meargă mai departe. Sunt căsătorii bune, sunt și căsătorii toxice, depinde de fiecare cum vede. Acum lăsând gluma deoparte. Nu, gata, nu mai lăsând gluma, dar o reluăm pe urmă. Concluzia din ce am învățat pe parcursul anilor, că nimic nu este imposibil. Și dacă îți dorești într-adevăr, da, să faci lucruri bune pentru oameni, că asta ar trebui să fie principalul lucru pentru care intri în politică. Unii îl au, alții nu îl au. Dar nimic nu e imposibil. Până la urmă, campania electorală ar trebui să fie o lună și ceva cu tot cu precampanie. Fiecare pe lângă lucrurile pe care spune că vrea să le facă, există și o doză de teatru, parte artistică, în care, normal, ne mai aflăm, intrăm în rol, ne mai certăm. Nu spun că este ipocrizie, este absolut normal ca oameni, că până la urmă și politicienii sunt oameni, să intre și să fie mai pătimași pe o anumită perioadă. Dar în momentul în care tu ajungi, ai responsabilitatea de a face, pentru că ești ales și ai acolo o semnătură, un drept de semnătură, cred că trebuie să gândești altfel. Eu așa o văd. De asta mie nu mi se pare imposibil ca după alegeri, după ce faci un știi care este Parlamentul și vezi cu cine ești compatibil, să te iei de mână cu oricine. Dar să fie bun simț, să fie... bune intenții și să fie și o strategie. Mi-am adus aminte cine trebuia să dirigeze Hora Unirii. UDMR-ul. UDMR-ul. Da. Sunt niște oameni foarte profesioniști. Și dacă tot ați spus că ați trăit în partea cu sașii, dar știți prea bine nu, că... Nu, că și cu ungurii am trăit. Asta spun că am întâlnit în zona UDMR-ului printre cei mai buni profesioniști în diverse domenii și oameni foarte deschiși.
Când a fost problema cu partea de cultură și știți, am avut dialog cu cei de acolo, cu cei din UDMR și au fost foarte deschiși la propunerile pe care le-am avut. Așa că nimeni nu este exclus de la un dialog. Nici doamna Șoșoacă, nici domnul Simion. Fiecare partid are rolul lui. Să spun că ești la putere sau că ești în opoziție, depinde cum vrei să faci politica. Îmi spunea o doamnă și am repetat lucrul ăsta de multe ori pentru că mi-a rămas întipărit și în minte și în suflet. Toate partidele sunt bune, oamenii sunt răi. Și așa este. Toate oamenii din partide? Asta. Nu oamenii cei care sunt în partide. Politica este frumoasă. Ia, acolo pe hârtie, ca definiție. Dar de cele mai multe oamenii ori... Oamenii care o fac, s-ar putea să fie atât de urâți încât să schimbe acea definiție și oamenii să o vadă urâtă. Nu, politica ar trebui să fie despre oameni, politica ar trebui să fie despre lucruri de creștere, de lucruri bune, de lucruri poate mai puțin bune în momentul în care apar tot felul de calamități, să fie în ajutorul oamenilor și... Pornirea asta de a intra în politică ar trebui să fie să modifici și să aduci, da, o schimbare în bine, o schimbare în bine pentru comunitatea mai mică sau mai mare pentru care vrei să lupți. Asta ar trebui să fie crezul, pentru că nu are cum binele să nu ți se întoarcă pe parcursul timpului. Asta cred eu. Și știu că am amici și cunoștințe în domeniul ăsta mai larg politic și, da, din prima linie, dar și de pe lângă, care se uită la mine și au impresia că am niște fraze pe care le spun și le repet că dă bine. Nu, asta este crezul meu. Asta este crezul meu și pentru asta am stat atât. Mă cunoașteți? De când mă cunoașteți? Din prin 2010? 2010. Da. De prin 2010 și știți prea bine că eu până de curând eu n-am cerut nimic. Și nu am stat, am muncit în partid, în echipă, pentru comunitate. Pentru că așa am crezut eu că într-adevăr pașii se fac prin politică dacă vrei să faci un pic mai mult. Bun. Deci până acum n-aș cerut nimic, acum ați revendicat un loc de... Ne-am exprimat dorința pe lista de parlamentare. Din punctul meu de vedere, trebuie făcută o analiză a oamenilor și a oamenilor care și-au exprimat dorința, să vedem ce am făcut, pentru că nu merg în fața oamenilor doar pentru că sunt vechi în partid. Pentru că poți să fii, da, cu vechime în partid și să stai degeaba. Cum vorbim despre unii funcționari, de exemplu. Vai de mine. Sper că nu vă referiți la vreun funcționar din Consiliul Județean sau în general. În general se găsește și persoane genul ăsta, pentru că eu nu pot să cred așa ceva. Eu nu pot să cred că există funcționari care stau degeaba. Dar nu la Consiliul Județean, culme. Chiar nu m-am referit la Consiliul Județean când am intrat eu în am băgat bățul prin gard. În 2003, când m-am angajat la primărie, într-adevăr era un domn, aștepta pensia și mi-a explicat că este absolut normal să aibă salariul mai mare decât mine, că el are vechime. Dar el, în afară de 3 înregistrări contabile pe care le făcea la 3 luni pe niște taxe, nu făcea nimic. Și mie mi se părea foarte ciudat. Bine, acum s-au schimbat lucrurile. Nu mai sunt aia în pragul pensiei care nu fac nimic. Sunt aia care vin pe pragul liceului și ajung consilieri. Nu cunosc foarte bine fiecare. Nu, dar în general, așa, nu, doamne. Credeți-mă că oamenii cu care lucrez în Consiliul Județean și cu care colaborez de atâția ani sunt oameni extraordinar de muncitori. Și sunt oameni care vin la ora 7:30 sau 7 când e necesar frumos. Și pleacă la ora 8 pentru că trebuie terminate treburile. Acum există un banc. Îmi cer spre, știți, o fată cu minte se culcă la ora 1 și la 2 este înapoi la serviciu. Deci așa și aici, vine la 7:30 și pleacă la 8. Sunt momente. Poate la 8 seara.
Da, la 8 seara. Da, eu am înțeles că vine la 7 jumate și pleacă la 8 dimineața. Nu m-am exprimat eu greșit, nu. Chiar m-am exprimat eu greșit, dar credeți-mă că sunt oameni care muncesc în Consiliul Județean și știți dumneavoastră. Bine, știu și eu oameni care muncesc în Consiliul Județean. Știu eu foarte mulți oameni care muncesc. Da, eu pe cei pe care îi cunosc, tot din 2003-2004 am început să-i cunosc, eu lucrând la primărie și având instituțional un contact și cu cei de la Consiliul Județean. Și sunt oameni de acolo care erau funcționari debutanți ca mine și îi văd șef serviciu și aia chiar merită. Am făcut... Rog să-mi aducă cineva un șervețel. Moment emoționant. Asta vreau să spun. Nu am cum să nu vorbesc frumos de oamenii pe care îi cu care colaborați și care da. Am înțeles. Aici nu am. Aici vă cred că aveți câțiva cu care colaborați. Renunțăm la șervețel. Deci, trecând la politică, revenim. Așteptăm, presupun că va fi. Dar când e data limită? Cred că 15 octombrie, dar până pe 15 octombrie trebuie validată. Câte scenarii vor mai fi până atunci? Dar va fi ședință, trebuie validată aici la județ, pe urmă trebuie validată la București. Adică între până validarea pe 15, de la județ și validarea de la București vor circula mașini spre București, telefoane, scenarii, etc. Acum și dus și întors. Pe vremuri... Se spunea, ardelenii spuneau tu la-i Doamne. Pe vremuri în neam se spunea bula-i Doamne. Acum am înțeles că din echipa care exista de Doamne la PSD în funcție de conducere s-a cam eliberat așa un culoar spre dumneavoastră. Doamna Florentina Moise a ales alt drum, doamna Bulai din discuții așa la masa verde nu s-ar mai regăsi sau știți ceva? Trebuie să propun organizația de femei, doamnele care sunt pe listă sau cum e? Nu, fiecare... Bine, organizația de femei, de exemplu, de la București sau de la noi, susțin dintre colegile... Asta vreau să întreb, trebuie să fie... Da. Deci vine o colegă, vine colega mea care e acolo la masă, Denisa, e înscrisă în PSD... Da? Și ea zice într-o ședință ce doamna Carmen, vreau și eu să candidez la parlamentare. Dar ce te-a apucat? Păi, sunt femeie, sunt tânăr, îmi pot susține campania, am făcut 7 flotări de dimineață, 15 tracțiuni, am făcut nu știu ce, vă rog frumos să mă luați în considerare. Da, și fiecare persoană este luată în considerare. Ce s-a înțeles greșit în toată povestea asta? Că femeile nu trebuie să fie una și atât. Este minim una. Dacă avem 3 colege, 4 colege, cum sunt în alte județe... Încurajați bigamia. Încurajați bigamia acum să fie minim una. Nu, eu vorbesc strict pe competențe. Așa. Cotele de gen... trebuie să existe în momentul de față, pentru că lucrurile se mișcă destul de greu. Nu doar aici, în România, credeți-mă că peste tot schimbările se fac cu greu. Pentru că a fost o lume a bărbaților. Și există, încă există, gândirea că femeile stau mai bine, da, stau mai bine acasă, la cratiță și că ce ne mai trebuie, pentru că oricum suntem șefe la noi acasă. E, uite, unele doamne vor să fie șefe și pentru comunitate, ca să spun așa, pentru că nu e vorba de șefie, este vorba de luarea unor decizii. Avem 50% femei în țară și normal trebuie să existe reprezentativitate, da? Așa e. E logic, e normal, e natural din punctul nostru de vedere. Pentru alții, schimbarea și gândirea se modifică un pic mai greu, trebuie învățați. De asta, din punctul meu de vedere, o lege clară deja s-a scăzut în România, pentru că la nivel de Europa e 50%, la noi se discută de 30%, dar este minim. Atâta timp când într-o organizație ai 5 femei în care merită, nu înțeleg care este problema să fie 5 femei. Sunt județe în care sunt 3, 4 sau 5 femei pe primele locuri.
și nu comentează nimeni. Păi, mai îndrăznești să comentezi? Ai 5 femei pe funcții, mai comentează cineva? Pe acolo nu e egalitate. Acolo e 150%, pentru că femeile alea mai conduc și bărbații acasă. Dar este problema fiecăruia ce face acasă. Ideea este, când vorbim despre competență, nu trebuie să te uiți în buletin sau la figură să vezi dacă poartă fustă sau nu. Acum asta o evaluare a activității, a profesionalismului omului, deci pentru fiecare individ. Asta așa o văd eu. Și este foarte greu. Este de-a dreptul caragios să mi se spună de atâta timp și acum, de curând, în 2024, încă sunt persoane care mi explică: Carmen, femeile trebuie să demonstreze. Serios. Ce trebuie să demonstreze? Dar tot ce ai demonstrat, tu, nu zic în momentul ăsta când ai deja poate 10, 11, 12 ani de șefie, atunci când ai venit și ai fost pus șef direct de cineva și ți s-a dat șansa, tu fiind un nimic în partid. Acum... Și problema asta nu este doar la noi. Încă o dată, știm prea bine că încă există aceste practici. Și aici, și în altă parte, în care, într-adevăr, eu nu spun că omul ăla nu fi deștept, nu fi instruit, nu fi genial, dar nu a avut minima experiență și totuși lui s-a dat o șansă. De ce femeile trebuie să treacă prin cercuri de foc? Acum, eu vă dau o veste bună. Spuneți. De fapt, două. Toată conducerea Partidului Național, deci toate conducerile de partid din România, unde sunt bărbați, au început să învețe limba bulgară. Da, au început să învețe limba bulgară ca să poată să răspundă la inițiative de genul acesta. De exemplu, vine Carmen Năstase la conducerea partidului și spune la București: vrem o lege prin care femeile să obțină 50% din voturi. Și ei vor spune, vor da din cap. Este nu. Așa. În Bulgaria asta înseamnă nu. Toată lumea o să înțeleagă că ei au spus da. Eu am speranță că lucrurile se schimbă. Că e mai greu față de cum mi-aș fi dorit, dar am repetat pentru mine, și asta nu e o laudă, ba da, este o laudă, de ce să nu spun? Este o laudă, asta este. Dar de ce am speranță? În organizația din Buzău. Acum Buzău este centrul... Covrigului. Pardon, centrul României, scuzați-mă. Da. Este un exemplu de bune practici. Pentru acolo mai întâi să face selecția care sunt femeile care își doresc, ce au făcut și ce, unde vor. Vor să rămână în organizație la Buzău, vor să plece la București, la București pe partea de parlamentare, pe partea de vicepreședinte, Consiliul Județene și absolut. Și abia pe urmă este restul. Pentru că încep cu minimul, care s-ar putea să ducă la... Și uneori s-ar putea să rămână mai puțin bărbați. Ceea ce demonstrează că în unele organizații, și sunt și alte organizații și în partea de vest, în unele organizații chiar încep cu femeile, culbea, și rămân bărbații cu mai puține locuri și nu se supără nimeni, pentru că e vorba despre competențe. Și când vorbim de meritocrație, când stăm pe diverse scaune, să ne uităm un pic în activitate și în CV-ul nostru, înainte să deschidem gura. Încă o dată spun că este o ipocrizie când tu, o persoană care ai fost și aterizată la un moment dat prin, așa a fost, voința divină, să spun, și ți s-a dat șansa să explici în stânga și în dreapta că femeile trebuie să demonstreze. Ce să mai demonstreze? Demonstrează în fiecare zi prin munca pe care o face acasă, la muncă și la partid.
Și femeile nu lucrează doar în campania electorală sau în precampanie, după cum pentru cei care mă urmăresc. Sunt peste 15 ani de zile în care noi facem acțiuni mai mici, mai mari, în fiecare lună, dacă nu chiar în fiecare săptămână. Unele mai mari le aducem spre media. Mi-am asumat și hate-ul ăsta de a posta despre acțiunile noastre. De ce? Pentru că exemplul bun se răstogolește. Pentru că când faci o dată de 2, de 9 ori, oamenii văd că de fapt este o obișnuință. Nu e ceva făcut la comandă. Nu este făcut acum și vin alături de tine. Da. Avem niște liste, avem niște doritori. Vom avea, presupun, o ședință în care se va face o evaluare. Asta în mod sigur. Așa este normal și așa ar trebui să fie, iar asta a spus de fiecare dată domnul președinte Daniel Harpa, că el fără organizație nu va lua decizii și din câte... Deci cel puțin în ultima perioadă așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat. A avut deschiderea, încearcă să fie o echipă destul, să fie o echipă unită. Încă o dată, în fiecare organizație mai există uneori niște opinii contrare, dar până la urmă plecăm de acolo cu crezul că trebuie să fim bine. Noi și comunitățile pentru care încercăm să slujim. Ne oprim aici, că nu știu, așa am avut o dimineață mai specială eu astăzi și nu vreau nici, eu n-am învățat bulgară, din păcate, asta e. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Eu vă mulțumesc pentru găzduire. Disponibilitate, pentru găzduire, pentru că m-ați făcut să și zâmbesc și cred că m-ați lăsat să vorbesc mai mult decât de obicei și m-ați lăsat să fac și partea frumoasă a politicii, poate partea aia teoretică, dar să știți că sunt mulți oameni băgați în politică strict pentru a face lucruri mai bune. Asta a fost emisiunea de astăzi, oameni buni. De fapt au fost două emisiuni într-una singură, așa o să și apară separate una de alta. Vă doresc sănătate, cele bune și să ne vedem cu bine în următoarele apariții aici pe Știri din Neamț și Mesagerul de Neamț în direct. Cele bune! Cele bune!